Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Îți urez ție și familiei tale multă sănătate, fericire și noroc în viitor! Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Anul viitor îți voi dărui zilnic o previziune și o etalare de tarot. Te aștept la mulți ani! Barbec Ajutația de la muncă îți va da peste cap multe dintre planurile tale. Solicită ajutor celor dragi, ei vor fi fericiți să-și asume unele probleme. Vineri, aventurile neașteptate nu sunt excluse, dar atenția ți este foarte utilă. În un weekend încearcă să umpli casa cu căldură și îngrijire. Un moment bun pentru a cuceri inima unei persoane neinteresate de tine. Cu toate acestea, dorința de a lua o decizie serioasă este puțin probabil să te viziteze săptămâna aceasta, deci nu te forța. Mai bine să continui să flirtezi deocamdată. Visezi la o noapte furtunoasă în pat și cine te oprește? Lenea acum te va învinge aproape complet. Pur teoretic, ai putea muta munții din loc și ai intra într-un program erotic complet, dar în practică urmărești din nou filme erotice. Situația financiară promite să fie stabilă. La începutul săptămânii, chiar și îmbunătățirea acestea este probabilă, un bonus semnificativ sau o creștere a salariului. Este timpul să scap de o parte din datorii sau de orice alte obligații. Plătește ce este restant sau urgent. Fii atentă la orice alimente și băuturi care îți pot afecta creierul și activitatea fizică. Încearcă să renunți la cafea și la ceai puternic pentru o perioadă. Energizantele sunt strict interzise, trebuie să uiți de ele, pot deveni un coșmar. Este posibil să simți o cădere energetică, dar acesta este un semnal că trebuie să te relaxezi mai mult, să eviți să te înveselești prin metode artificiale. Săptămâna aceasta ți se vor potrivi pietre de orice nuanță de roșu, de la rubin la coral. Cu toate acestea nu este necesar ca bijuteriile tale să fie scumpe. Trebuie doar să porți culoare roșie. Îți va aduce noroc. Așa că nu ezita să porți margele stacojii din sticlă sau plastic. Taur în această săptămână pot apărea probleme complet neașteptate în sfera afacerilor. Pe de altă parte, poți conta pe înțelegerea reciprocă în comunicarea cu oamenii din jurul tău, precum și pe propria activitate intelectuală sporită pe cunoștințele tale de afaceri. Marți dă voie emoțiilor, dar nu le lasă să predomene asupra minții. Începând de joi, este posibilă deplasarea sau schimbarea atmosferei familiare. La începutul săptămânii încearcă să sortezi propriile sentimente, nu sunt deloc lipsite de ambiguitate. Miercuri, un cuvânt nepăsător poate afecta relațiile cu persoana iubită. Deci, înainte de a spune ceva, ar trebui să te gândești mai întâi la asta. Stelele spun că ar fi frumos să schimbi furia în toleranță și să dai șansa cavalerului pe care l-ai respins să arate partea lui cea mai bună. Gândește-te! Cu siguranță, el recunoscător ție va încerca să te mulțumească corect. Cine știe, dintr-o dată eforturile lui îți vor afecta în mod deosebit patul. Stelele te sfătuiesc să nu schimbi nimic. Apreciază munca pe care o ai. Ea îți oferă multe. Îți poți de da seama de potențial dacă vei arăta cele mai bune calități ale tale. Nu intra în conflict cu colegii sau cu șefii. Este foarte important pentru tine să menții armonia spirituală și o atitudine pozitivă. Cel mai probabil, momentan, nu ești prea amuzată. Stelele îți recomandă să te relaxezi ca medicament, nu ca un divertisment gol. Orice activități și proceduri de relaxare te vor ajuta să-ți pui nervii ajutați la locul lor. Răsfață-te și roagă pe cei dragi să te răsfeța. Până în weekend te vei simți mult mai bine. La începutul săptămânii există riscul să-ți pierzi complet capul. Împreună cu capul tău, unele valori familiale pot dispărea. Poate că pur și simplu migrezi către un alt membru al familiei căruia dorești să-i acorzi o explozie de generozitate, dar sunt posibile opțiuni mai puțin rezonabile. Este în interesul tău să-ți că rapid capacitatea de a evalua puțin mai calm situația. Poarte și trasul și te vor ajuta. Gemeni Poți trăi cu dorințe și emoții, mai ales dacă te afli în mijlocul unei romanțe pasionale. Stelele spun că sentimentele tale sunt puternice și reciproce. Aceasta este aceeași iubire care te face să zbori și îți schimbă viața în bine. Ideile care te vor fi vizitate în această săptămână îți vor aduce profit și succes. Prietenii te vor ajuta să-ți atingi obiectivele. Devine o perioadă favorabilă în relația ta. De data aceasta persoana iubită va deveni acomodantă și răspunzătoare. Toate neînțelegerile și nemulțumirile voastre vulgare se vor topi ca fumul. Doar să nu fii geloasă pe cel ales, el chiar te iubește. Ciudat, dar acum vei obține cel mai mare grad de apropiere cu iubitul tău dacă faceți antrenament fizic comun. Apropo, puteți combina afacerile cu plăcerea, deci mergeți împreună la piscina. Și cine te oprește să vă distrați cu o partidă de sex sub duș? Aștept sarcini interesante, proiecte și propuneri de afaceri. Munca aduce nu numai un venit stabil, dar îți permite să descoperi ceva nou, să întâlnești oameni interesanți. Deja poți planifica călătorii în străinătate. Punctul tău slab în această săptămână vor fi picioarele și mai ales călcâiele. Cornurile, crăpăturile sunt posibile și toate acestea pot fi însoțite de dureri destul de severe. Stelele spun că tristețea este mai ușor de prevenit decât de combătut. Nu te arunca pe cremele hidratante, dar renunță temporar la încălțămintea prea strânsă sau instabilă. Masajul cu miere, extract de pelin și sare de mare te va ajuta. Problemele vor apărea doar dacă lași picioarele nesupravegheate. Poartă să fie în argint. Aceasta combinație te va înveseli, va adăuga farmec și noroc în viața personală și te va ajuta să faci ceea ce nu ai reușit până acum. Cu un astfel de asistent, nimic nu va fi un obstacol pentru tine, chiar dacă îți stabilești un obiectiv mai mult decât ideal. RAC în această săptămână te poți confrunta cu concurența. Cu toate acestea, există șanse mari de a ieși din ea ca învingătoare și de a demonstra altora capacitatea ta de a depăși orice obstacol cu strălucirea. Marți vei avea o conversație sinceră cu un prieten sau iubit. Vineri trebuie să fii mândră de tine. Ești într-o chipare a visului persoanei dragi, dar nu ridica prea mult nasul. Aprecioază atitudinea lui bună și chiar superioară față de tine și nu pierde această șansă de a evalua serios sentimentele lui. Vei avea zile de bun augur pentru a aduce noroc și armonie în viața ta cu ajutorul seducției unei persoane care te poate ajuta în acest sens. Cu alte cuvinte, bucuriile trupești trebuie neapărat direcționate către un canal constructiv. Din punctul de vedere al viitorului, este bine să fii atentă la ceea ce îi face lui plăcere în pat. Luni, achizițiile mari nu sunt de dorit, este mai bine să le transfer în a doua jumătate a săptămânii. Miercuri, încasările numerar nu sunt excluse. Talentele tale vor fi observate și apreciate. Noile oferte de afaceri sunt probabil vineri. Încearcă să-ți evaluezi meniul în termen de echilibru și utilitate. Poate că este prea bogat în calorii sau nu este suficient de divers. Astfel îți recomandă să corectezi astfel de distorsiuni. De exemplu, încearcă să gătești câte un fel de mâncare ușoară de legume în fiecare zi. Salatele bogate în verdeață și ulei de măsline sunt ideale pentru tine. Mănâncă pește cel puțin o dată pe săptămână, este foarte sănătos. Va fi util și plăcut pentru tine să ai o legătură cu apa și cu tot ce este legat de acest element. Nu trebuie să mergi într-o croazieră de mare, însă bijuteriile din fructe de mare sub formă de perle, cochilii și coral sunt cele mai potrivite pentru tine. Dacă nu ai, cel puțin puneți un pandativ în formă de pește. Leu, Săptămâna aceasta te poți aștepta la o provocare, dar vor exista și noi responsabilități. Miercuri va fi posibilă găsirea de aliați în implementarea unui proiect complex. Joi prietenii îți pot dezvălui secretul. Încearcă să-ți justifici încrederea încordată. Fii corectă vineri, altfel observațiile și declarațiile tale dure vor complica relațiile cu colegii sau membrii familiei. Marți nu este necesar să aduci dezacordurile la o dispută. Aceasta se va dovedi a fi doar o emoție goală. Miercuri poate să apară o neînțelegere în cuplul tău, dar până vineri resentimentele vor dispărea. O plimbare prin oraș înainte de a merge la culcare va permite partenerului de viață să admire cerul înstelat și în același timp să auziți împreună ce ce mesagerii cerești vă șoptesc. În plus, o astfel de promenadă vă va despune într-o manieră lirică și va fi cel mai bun preludiu al actului de dragoste. La începutul săptămânii poți încheia înțelegeri foarte importante și profitabile, dar nu uita că grabă în acțiune este inutilă acum. Stelele te sfătuiesc să te uiți cu atenție la noile condiții de privitoare la cardurile de credit și dobânda la depozite. Oboseala ta va crește în această săptămână. Reține acest lucru și nu se asuma responsabilități suplimentare. Dacă este posibil, renunță la activități și sarcini care nu sunt de cea mai mare importanță pentru tine. Alternează activitatea viguroasă cu odihna și în același timp încearcă să te culci sau măcar să stai cu ochii închiși petrece mai puțin timp la computer sau telefon, refuză o perioadă televizorul. Săptămâna aceasta va fi atrasă de lucrurile care sunt geometric neregulate și destul de mari. Încearcă să vizitezi expoziția de bijuterii de Crăciun, probabil va fi ceva interesant pentru tine. Dar nu cumpăra astfel de lucruri ca un cadou pentru altcineva, cu excepția celor care, ca și tine, s-au născut sub semnul leului. Fecioara, Săptămâna aceasta poți obține o ofertă de afaceri tentantă, așa ca un cadou de Crăciun. Luni probabil că vei întâlni oameni utili. Dacă săptămâna trecută ai fost destul de concentrată și atentă, acum îți este garantat succesul în domeniul profesional. O soluție prezentată poate părea oarecum dureroasă pentru problema ta serioasă, una care te îngrijorează de mai mult timp. Poate că va exista șansa de a găsi o sursă de venit suplimentar. Ești fermecătoare și atractivă, plină de energie. Deci ai putea să te ocupi de probleme care au apărut. Nu permite oamenilor prea binevoitori să intervină în viața ta personală, chiar și cu sfaturi. Trebuie să rezolvi singură problemele. Te vei bucura de sex cu cineva din preajmă dacă nu vei primi alte oferte mai tentante. Singura problemă este că iubitul tău poate fi oarecum îndepărtat, fie de serviciu, fie va adormi mai devreme. Înainte de a face marți o mișcare în sectorul financiar, ar trebui să te consulți cu persoane competente. Acest lucru te va salva de pierderi semnificative, atât în timp cât și în bani. Vineri sunt posibile complicații cu niște rapoarte. fă puțin timp și verifică dacă ai medicamentele necesare în casă. Perioada Crăciunului poate fi nefastă în ceea ce privește digestia, atât pentru Tine, cât și pentru cei dragi. Dacă trebuie să înlocuiești sau să cumperi câteva medicamente, fă o luni. Lasă totul să fie în ordine în această privință, astfel încât într-un moment dificil să nu trebuiască să-ți faci griji din cauza nepregătirii și neputinții tale. Este foarte probabil ca în zilele următoare cineva să încerce să te manipuleze. Pentru a preveni acest lucru, poartă zirconii. Acestea îți vor consolida intuiția și îți vor oferi o privire sobră asupra oamenilor și evenimentelor. Balanța. Dacă prima jumătate a săptămânii promite indicatori foarte pozitivi în multe domenii, atunci joi și vineri este mai bine să nu faci nimic radical nou și mai ales global. Poți fi capturată complet de treburile casnice, soluțiile de compromis vor fi bune la locul de muncă și complet inacceptabile în familia. Joi vei găsi o mulțime de treburi mici și obositoare care vor necesita răbdare și perseverență dar în această zi este posibilă încheierea unui acord reciproc avantajos. Săptămâna aceasta poate marca linia dintre trecutul și viitorul tău. Timpul contribuie atât la ruperea relațiilor vechi, cât și la începerea celor noi. Dacă uniunea ta trece această graniță fără pierderi, consideră că ai trecut un test serios de rezistență. Ce te va atrage săptămâna aceasta? Știi că cel mai ascuns și mai strălucit vis al tău este să fie reunită în două, trei sau mai multe fețe. Se poate răspunde cu ușurință. Vei fi captivată de gândul unui posibil sex în grup. Și cu cât această realitate se dovedește a fi mai nerealizabilă, cu atât vei fi mai dispuse să o dezbați cu toată lumea, mai ales cu singurătatea ta. Situația financiară este destul de stabilă și nu-ți provoacă prea multe griji. Încearcă doar să respecti măsura atunci când faci cumpărături pentru tine, cei dragi și pentru casa. Joi, fii atentă cu cei care te vizitează, nu le dărui din secretele tale. În perioada actuală, pentru a-ți menține o formă bună, ai nevoie doar de activitate fizică, dar aceasta trebuie să fie moderată. Nu te obosi prea mult pentru că există riscul de vătămare. Nu este nevoie să te sfâșuiezi cu munca, merită să fii atentă chiar și cu sportul. Ideale pentru tine sunt alergările ușoare, notul, plimbările lungi. Acordă o atenție deosebită tehnicii de efectuare a exercițiilor fizice. Este posibil ca săptămâna aceasta să devii prea critică și impulsivă. Așa îți vei speria toți prietenii. Poartă opal. Te va ajuta să accepti și să înțelegi o situație dificilă și oameni dificili. Și zâmbește! Scorpion, săptămâna aceasta poți face o descoperire către noi înălțim în muncă, în afaceri și în dragoste. Desigur, este Crăciunul, dar reuniunile vor facilita aceste lucruri. Încearcă să ai răbdare cu defectele minore ale altora. Ajute pe cei dragi, o poți face fără problema, iar pentru ei înseamnă mult. Miercuri s-ar putea să te intereseze nou informații utile aflate chiar cu ocazia mesei de Crăciun. În viitorul apropiat, astrele promit că vor aduce profituri bune. Poate că vei primi o propunere pentru un nou loc de muncă care nu este recomandat să o ratezi. Căutarea pasiunilor vulcanice nu oferă întotdeauna rezultate prevăzute. Așa că te poți aștepta la o surpriză. Totuși, nu te strădui pentru situații extravagante. Bucuria este garantată în lucruri mici. Încearcă doar să nu-ți speri persoana iubită cu gelozie sau sentimente excesive precum artificiile. Vei putea înlătura severitatea sufletului doar cu ajutorul unui masaj lung și relaxant până la oase. Dar deoarece cel ales pe la jumătatea drumului va dori probabil ceva mai fierbinte, planifică-ți intimitatea în avans și fă din masaj un element al unui joc de dragoste. Situația financiară este doar genială. Aștepți profit suplimentar. Dorințele tale în cele din urmă pot coincide cu posibilitățile tale. Nu vei economisi bani pentru o persoană iubită, o vei răsfăța cu un cadou scump. În această săptămână te poți simți rău. Nu e de mirare tu să ți-ai creat probleme persistente pentru tine. Cu toate acestea, astrele spun că le poți rezolva și cel mai probabil pe loc. Principalul lucru este să acționezi gânditor, să fii atentă chiar și la lucrurile măruntea. Nu trece cu vederea simptomele adverse și asigură-te că vei consulta un medic dacă simți că situația a început să scape de sub control. Va trebui cel puțin o dată în această săptămână să-ți aduni toată voința într-un punct și să pășești acolo unde ți este frică să mergi. Acolo vei găsi succes. Poartă pază în aur. Această combinație îți va oferi determinare și energia. Săgetător, Săptămâna aceasta va trebui să te bazezi doar pe puterea și abilitatea ta de a schimba rapid planurile. În jurul persoanei tale întregile se pot roti ca un carusel. Într-o oarecare măsură, tu însă îți vei fi devină pentru asta. Ar trebui să păstrezi secretul tău. Ține cont de interesele partenerelor, nu pune ambițiile în prim plan. Întâlnirea cu prietenei de Crăciun va fi plăcută și plină de satisfacții. Sunt posibile sentimente emoționale puternice și griji deoarece relația cu partenerul pare să lase mult de dorit. Nu te supăra, persoana iubită va reveni foarte curând, realizând greșeli. Sale. Ai nevoie ca de aer de libertate în orice și mai ales în orice obligații. În mod ideal, partenerul tău sexual ar trebui să fie din semne aeriene, în special gemeni care dau această libertate în cantități mari. Doar că nu toată lumea va fi capabilă să reziste pe deplin filozofiei tale. Tuturor datoresc câte ceva și cel mai probabil va fi gelos. Banii sunt probabil luni sau joi dacă activitatea ta este legată de comerț și furnizarea de servicii, atunci vei găsi un profit solid. Răbdarea îți va permite să aștepți apelul, mesajul sau vizita potrivită care îți vor afecta în bine situația financiară. Petrece ceva timp pentru procedurile de relaxare. Acum vor fi mai mult decât utile pentru tine. Sauna, masaj, împachetări corporale, meditație și aromaterapie, alege ce îți place și nu-ți sunt interzise din motive de sănătate. Stelele îți recomandă să te plimbi undeva printre copaci în fiecare seară, dacă este posibil. Parcă ești depășită de probleme din viața personală. Dacă ceva nu se leagă în permanență cu partenerul tău, stelele te sfătuiesc să apelezi la ajutorul unui carneol. Această piatră este un binecunoscut ajutor în treburile inimii. Cel mai bine este să cumperi două talismane simultan, pentru tine și persoana iubită. Capricorn, te îndrepți în mod constant spre țelul tău. Faci multe lucruri, dar nu pierzi timp pentru a te întâlni cu prietenei și a discuta cu familia. În relațiile cu cei dragi este uneori mai important nu ceea ce faci pentru ei, ci căldura și apropierea ta. Nu confunda cantitatea cu calitatea. Încearcă să utilizezi timpul favorabil pentru noi cunoscuți, stabilind contactele și conexiunile necesare. Joi vei primi vești importante legate de muncă. Încearcă să te calmezi și să-ți sortezi emoțiile și sentimentele încurcate. Va fi util să-ți reordonezi prioritățile, astfel încât să nu-ți aperi dreptul pentru orice flac, să nu violezi armonia globală a relațiilor. Vineri este o zi bună pentru împăcare. În aceste zile ți se interzice strict să dormi complet dezbrăcată. Nu numai că vei îngheța, dar și visele erotice vor predomina toată noaptea. Până la urmă, din păcate, acum nu ești amenințată să-ți împarți patul cu un astfel de tip finlandez fierbinte, ceea ce înseamnă că toate fanteziile tale vor rămâne nesatisfăcute. Așadar, nu uita să îmbraci cu cămașul de flanelă înainte de a te culca. Problemele legate de bani nu sunt așteptate. Periodic vei primi sume substanțiale. Săptămâna aceasta poți obține o ofertă financiară profitabilă, cadou de Crăciun. Acceptând-o, resursele tale vor crește semnificativ. Dar trebuie să muncești din greu. Nu uita să te răsfeți. Dacă îți place o înghețată, cumpără înghețată. Dacă îți plac plimbările lungi, lasă deoparte toate lucrurile și mergi seara. Haine noi, întâlniri cu prieteni, călătorii, hobby-uri, toate acestea vor deveni, dacă nu medicamente, atunci vitamine care te ajută să supraviețuiești sezonului și să-ți menții spiritul vesel și bunăstarea. Asculte mai puțin pe cei din afară și ia mai mult încredere în intuiția ta. Stelele te sfătuiesc să alegi lumina pe parcursul săptămânii, cum ar fi bijuteriile din argint sau platine și decorate cu pietre transparente, în cazuri extreme, translucidea. Furtând o astfel de brățară, cerce sau pandativ, vei simți imediat că încărcătura de griji care va fi abundentă săptămâna aceasta pune mai puțină presiune asupra ta, iar viața va străluci cu culori noi. Vărsător! În această săptămână se vor deschide noi oportunități și noi ispitea. Nu-ți urmări dorințele? La locul de muncă nu ar trebui să iei pe umeri mai mult decât ceea ce poți face? Vineri fii atentă la cuvinte, gândește cu atenție la ceea ce spui, deoarece poți face promisiuni imposibile și poți gândi într-o poziție ticăloasă. Sâmbătă străduiește-te pentru armonie și echilibru și nu pentru divertisment liber de moravuri. Norocul în viața personală rătăcește în jurul tău și în curând că ele se vor intersecta. O cunoștință neașteptată poate schimba totul. Dedică ziua de joi comunicării și flirtului ușor, dacă, desigur, îți oferă ocazia. Kama Sutra spunea Atracția sufletelor crește prietenia, atracția minții generează respect, atracția corpului creează dorință, combinarea tuturor celor trei dorințe de naștere la iubire. Acum această afirmație se referă direct la cuplul tău, pentru că cu gândurile și acțiunile tale în relația cu celălalt, poți să generezi cu adevărat dragoste sau să-l întărești pe cel dorit. La începutul săptămânii este mai bine să prefer cheltuielile mici față de cele mari, ele nu vor aduce mai puțină bucurie. Iar portofelul va fi sigur și solid. Răsfață cu ceva copiii, Marți și joi este recomandabil să nu stabilești ședințe și negocieri importante. Este puțin probabil să ajungi la un acord. În zilele următoare, cel mai probabil, situația va fi astfel încât ochii tăi vor experimenta stres crescut. Stelele îți recomandă îngrijirea lor, altfel apariția problemelor de vedere nu este exclusă. Ai grijă cu produse cosmetice pentru ochi, nu-ți freca ochii. Dacă te simți inconfortabil, este mai bine să clătești ochii cu mușețel sau să faci comprese de legume proaspete sau pungi de ceai. În această săptămână trebuie să selectezi cu atenție bijuteriile. În mod ideal, ar fi frumos să porți produse în același stil. Este adevărat, deși stelele nu te sfătuiesc să cauți soluții simple și să porți chituri gata făcute, nu este tocmai ceea ce ai nevoie acum. Deci trebuie să apelezi la ajutor pentru gusturile tale. Totuși, sfatul astrelor... Poarta argint. Pești. Trăiești un sentiment al semnificației schimbării, dar nu te străduiești să pui totul la locul său. Situația nu se stabilizează imediat, sunt încă posibile viraje puternice. Mișcarea care se întâmplă în jurul tău indică intrarea în calea unei vieți noi. Acum este deosebit de important să separi lucrul principal de cel secundar, altfel bătălia cu mărunțișurile te poate absorbi, iar rezultatele nu corespund așteptărilor. Învața din greșeli, deci, în sfârșit, învață o lecție. Încearcă să nu greșești din nou, nu-ți forța planurile dragi pentru viitor. Ar fi bine pentru tine să fii mai atentă la dorințele celui ales. Ai toate șansele în această săptămână că vei deveni fixată în ciotul copacului, oricât de subtil aș sugera că vrei să te distrezi cu un potențial partener. Dar Universul nu-ți interzice să lupți și să încerci să faci vântul să sufle în direcția ta. Altfel, s-ar putea să fi măturată de un val de tsunami de singurătate în fiecare noapte. Marți este posibilă o întâlnire cu o persoană care se va dovedi a fi foarte utilă în activitatea ta profesională. În a doua jumătate a săptămânii sunt posibile în casă renumerar nesemnificative, care însă vor fi repede absorbite de cheltuielele gospodăriei. Săptămâna aceasta, uleiul de măsline va fi salvator. Este cea mai bogată sursă de antioxidanți, vitamine și minerale. Uleiul de măsline îmbunătățește digestia, normalizează tensiunea arterială, promovează vindecarea rănilor și ulcerelor, previne îmbătrânirea prematură a pielii. Uleiul de măsline este un mod delicios de a preveni bolile cardiovasculare, diabetul și obezitatea. Mănâncă în mod regulat mai multe măsline înainte de masă sau tratează salatele cu ulei de măsline. Te vei confrunta cu modestie excesivă în această săptămână. Modestie în orice, chiar și la alegerea bijuteriilor. Destul de ciudat, astfel de tactici te vor ajuta să depășești cu ușurință numeroasele obstacole pe care soarta le va pune acum în calea ta. Dintre bijuterii, cele mai multe astre îți recomandă cercei filiform și nerea fără pietre. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!